vedem cine ghicește o întrebare, cine face puncte ajutătoare, știe ce are de câștigat. Premiul mare mult visat. Mici vedete sunt pe fază, se transformă în ce visează. Iar noi la Palace facem super show, te așteptăm să vii din nou, să vii din nou. Hei tu, maratonsule, ghicește acum oare cine e? Și așteaptă-te să ghicești cine e. Hei tu, norocosule, ghicește acum oare cine e? Și așteaptă-te să ghicești cine e. Doamnelor și domnilor, haideți să-l invităm un aplauz pe colegul Denisei, David Beldeanu! Aplauze! Uite, Denisa, ți-l mânez acest clipboard. Bună, David! Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit la cea de-a 11-a ediție a emisiunii Ghicește Cine. Numele meu este David Beldeanu, el alături de mine este... Ghiciți cine? Denisa! Denisa, cum te simți astăzi? Mulțumesc, David! Mă simt minunat, așa cum sunt în fiecare ediție la Ghicește Cine E. Iată că ne reîntâlnim pe platou în calitate de prezentatori. Sunt convinsă că iar vom face o emisiune pe cinste. Cu siguranță. Da, dragi telespectatori, astăzi alături de David suntem prezentatorii emisiunii dumneavoastră preferate și vă promitem că doar aici, la Ghicește Cine E, veți găsi competiție, tensiune, emoții. Veți râde și vă veți bucura împreună cu cele două echipe frumoase și extrem de talentate. Emisiunea se poate vedea pe Antena 1 Moldova în fiecare sâmbătă de la ora 11:30. Nu știu voi cum sunteți, dar eu nu mai am răbdare să cunosc echipele. Așadar, să intre în scenă concurenții! Echipa verde, echipa școlii de televiziune și film, Just Smile! Aplauze! Uitați ce voioși sunt! Da, chiar că Denisa. Și ce frumos, uite, domnișoara în rochiță verde. Haideți să vedem cine sunt astăzi concurenții. Haide, tu! Pe mine mă cheamă Alexa, am 6 ani și îmi place să pictez. Wow, ce frumos! Bună, eu sunt Șerban, am 6 ani și îmi place să mă joc. Bravo! Bună, eu sunt Mircea și îmi place foarte mult să not. Serios, și mie îmi place! Bună, sunt Izabela, am 8 ani și îmi place să mă joc cu câinele meu, Jay. Wow! Bună ziua! Am și un cățeluș, ca să știi. Bună ziua, eu sunt Ana Maria Ionescu, am 7 ani și 6 luni și îmi place să vin la emisiuni. Și nouă! Aplauze pentru Ana! Salut! Eu sunt Alexandra, am 9 ani și îmi place să vorbesc în continuu. Ce frumoasică ești astăzi! Salut! Eu mă numesc David Maftei, am 9 ani și îmi place să schiez. Salut, sunt Sara, am 11 ani, îmi place să dansez, sunt capitanul echipei verzi și împreună suntem echipa... Just Smile! Am înțeles de ce ești îmbrăcată azi, pentru că ești capitanul echipei, nu? Ei bine, Denisa, dacă tu crezi că ai o echipă talentată, eu ce să mai cred? Să vezi ce echipă talentată am eu! Să intre în scenă echipa galbenă, echipa Pep! Aplauze! Aplauze, uite ce frumos sunt și ei! Haideți să încurajăm, aplauze, multe, multe, multe! Uite ce frumos sunt, Denisa, ți-am spus! Și sunt sigur că sunt la fel de talentați. Ne puteți spune numele voastre și ce vă place să faceți? Pe mine mă cheamă Mălina și... Am 7 ani și îmi place să alerg. O, dar mergi la maratoane des? Bună, pe mine mă cheamă David, am 8 ani și îmi place fotbalul. Da, și mie bună, îmi place eu fotbal, sunt Eva, am 7 ani și îmi place să mă joc. Uite, și ei îi place să joace, dar și mie îmi place. Iubesc. Bună, eu sunt Anisa, am 8 ani și îmi place să cânt la pian. Bună, sunt Maria, am 8 ani și îmi place să fac sport.
Bună, sunt Răzvan. Am 8 ani și îmi place să mă joc pe Xbox. Aplauze pentru Răzvan și mi-e place foarte mult să mă joc pe Xbox. Susțineți-l. Bună, pe mine mă cheamă Ștefan și îmi place foarte mult să merg cu bicicleta. Să mergi cu bicicleta? Aha, tuturor. Pe mine mă cheamă Matei, am 8 ani și îmi place să mă dau cu rolele. Noi suntem echipa... Pep! Îi văd și cu stegulețele pe față. Susținem România, campionatul UEFA. Ei bine, este cea de-a 11-a ediție și mereu vă sfătuim să fiți fair play, cu responsabilitate și întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Nu uitați că este doar un joc și important este să ne distrăm și să ne împrietenim. Dar ca orice concurs are câteva probe esențiale. David, hai să reamintim probele pentru invitații noștri și public. Te rog! Cu mare plăcere! Prima probă aceasta este proba de cultură generală, la care veți avea de răspuns la 8 întrebări în maxim 30 de secunde. La a doua probă veți avea de ghicit personajul surpriză. Fiecare echipă va avea de ghicit câte două personaje din cele 4 pregătite. Iar vom avea parte de noi surprize interesante. Am auzit că vom avea o gală de poveste. Vai, abia aștept să văd. Crede-mă că și eu, Denisa. Iar la cea de-a treia probă veți avea de demonstra jurului talentele voastre practice. Vă dorim succes! David, este momentul când trebuie să intre în scenă micul manierat. Am dreptate? Ai mare dreptate! Denisa, văd că ți-ai făcut temele foarte bine. Așa este micul manierat, deși am aflat că nu este chiar mic. Așa este mica noastră manierată. Cristiana Grunzu este profesorul nostru de bune maniere pentru astăzi. Aplauze pentru Cristiana! Aplauze! Bună ziua! Bună ziua! Bun găsit, stimați spectatori! Bună ziua, Denisa! Bună ziua, David! Vă mulțumesc pentru introducerea făcută! Dați-mi voie să mă prezint! Numele meu este Cristiana Grunzu și astăzi este rândul meu să vă prezint rubrica Micul Manierat. Astăzi vom vorbi despre telefoanele mobile și bunele maniere. Telefoanele mobile sunt și atracția noastră, nu doar a adulților, mai ales telefoanele de ultimă generație. Un asemenea cadou poate reprezenta un mof și nu este întotdeauna necesar. Dacă totuși considerați că sunteți destul de mari încât să puteți deține unul, trebuie să fiți totodată responsabil să țineți cont de câteva reguli esențiale de bun simț. Iată care sunt acestea. Atunci când vom efectua apeluri, vom vorbi politicos, fără a țipa, ținând cont de salutul obligatoriu. Nu vorbim la telefon cu mâncarea în gură sau la masă. Setăm telefonul pe modul silențios în locuri publice, precum la restaurant, la teatru, la muzei, la bibliotecă, la dentist, la școală și în orice alte locuri unde este specificat acest lucru. Apelul părinților nu se respinge niciodată, indiferent de situație, și vom răspunde de fiecare dată. Nu vom da numărul de telefon oricui și nu vom răspunde apelurilor a cărui identitate este ascunsă. Mesajele trimise trebuie să fie politicoase. Nu vom folosi telefonul mobil pentru a comite ilegalități sau pentru a înșela oamenii. Nu vom petrece prea mult timp cu telefonul mobil. Aceasta a fost lecția noastră de bună maniere pentru astăzi. Nu uitați, dragi copii și părinți, un om manierat este un om câștigat. Până data viitoare vă doresc un weekend odihnitor și o săptămână pe măsură. La revedere! Ne mulțumim Cristianei pentru prezență și pentru lecția de bune maniere. Promitem să ținem cont de toate învățate astăzi. Ei bine, Denisa, ce urmează pe desfășurător? Păi, cred că proba de care suntem toți copii. Proba cu numărul 1, cea de cultura generală. Sunt convins că nu va fi cazul să sperie. Echipa mea este foarte deșteaptă, nu-i așa? Nu-i așa? Echipa Pep! Aplauze, păi aplauze! Și a mea, la fel. Ce spuneți, echipa verde? Hai să vă arăt salutul nostru. Just Smile! Sunt mai bun, câștigăm. A, da? Da! Ei bine, 3, 2, 1! Să înceapă prima probă! Pentru a nu exista abateri, vom apela la profesorul nostru, Ianis Lițcăneanu. El ne va prezenta regulile probei și ne va indica care echipă a apăsat prima pe clopoțel. Ei bine, să intre în scenă profesorul nostru, Ianis Lițcăneanu! Aplauze! Bună ziua, domnule Ianis! Bună ziua! Bună ziua! Vă reamintesc regula de aur a acestei probe. Răspunsul va fi dat doar de cel din fața pupitrului. Răspunsurile date de alte persoane, public, alți membri ai echipei, duc la anularea întrebării.
A doua regulă esențială. Răspunsul va fi dat în propoziții. Abaterea de la această regulă duce la anularea răspunsului. Și cea de-a treia regulă, răspundeți doar după ce ați auzit întrebarea, ghicește, cine e? Domnule profesor, permiteți-mi să vă țin eu catalogul. Mulțumesc. Așa. Ia să vedem. Așa. Prima întrebare. Este un animal care a dispărut acum milioane de ani, după ce un meteorit a lovit planeta noastră. Sunt o adevărată atracție în muzee. Ghicește, cine e? Echipavede? Răspunsul corect este dinozaurii. Răspuns corect. Felicitări! Haideți, echipa galbenă, puteți! Noi continuăm cu cea de-a doua întrebare. Este prințesa care are 7 prieteni pitici. Cade într-un somn adânc pentru că s-a anecat cu mărul dat de mama vitregă. Ghicește, cine e? Echipa galbenă? Echipa galbenă. Răspunsul corect este albă ca zăpada. Felicitări! Corect. Aplauze pentru echipa galbenă. Urmează întrebarea al cărui răspuns nu este o persoană sau un personaj. Așa că fiți foarte atenți. Este cel mai de preț lucru care ne-l dau profesorii. Din ea citim și învățăm lucruri foarte, foarte multe lucruri utile. Ghicește, cine e? Echipa galbenă? Răspunsul corect este cartea. Răspunsul este corect. Continuați proverbul. Minciuna are... Echipa vede... Răspunsul corect este... Are picioare scurte. Răspuns corect. Felicitări! Bravo! Haideți, echipa galbenă, data viitoare va fi mult mai bine. Este băiatul care merge la piață și își vinde vaca pe câteva boabe de fasole. Ghicește, cine e? Echipa galbenă? Răspunsul corect este Jack. Bravo! Aplauze pentru echipa galbenă! Răspuns corect! Este cel mai cunoscut fotbalist din istoria României. Acum este antrenor la echipa Viitorul Constanța. Ghicește, cine e? Echipa galbenă? Răspunsul corect este Gheorghe Hagi. Răspuns corect! Bravo, fotbalistule! Vă cătesc mult la fotbal! Este autor cărților copilărie ei, pline de aventuri. A scris în total 40 de volume, printre care Copiii Capitanului Grant, 20.000 de leghe sub mare ocolul al pământului în 80 de zile, Insula Misterioasă și altele. Ghicește, cine e? Echipa galbenă? Echipa galbenă. Răspunsul corect este Jules Verne. Uitați cel care... Bravo! Băiatul care îi place să citească lecție. Noi continuăm cu ultima întrebare. Este cel mai cunoscut dramaturg român. A scris comedii, drame, schițe și chiar poezii. Schițele semnate de el, precum Bubicu, Vizita sau Domnul Goe, le învățăm încă din primii ani de școală. Ghicește, cine e? Echipa vede? Răspunsul corect este Ioan Luca Caragiale. Felicitări, bucurați-vă! Răspunsul este corect! Scorul este de 3-5. Bravo, echipa galbenă, haideți ca la fotbal! Perfect, bravo, aplauze pentru echipa galbenă, nemaipomenit. Ei bine, dragii mei, mulțumim, domnule profesor, mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu, la revedere! La revedere! La revedere! Îi mulțumim lui Anis, profesorul nostru de astăzi. Ei bine, dragii mei, a fost o probă tensionată. Cred că merităm și noi un scurt moment de respiro. Așa că haideți să vedem cine a pregătit micuții de la rubrica Știați că? Bună! Știați că în America de Nord crește un copac pe care băștinea și-l numesc pomul dracului, a cărui coajă conține foarte mult fosfor, încât noaptea, lângă tulpina lui, se poate citi ca în orice sală de lectură. Știați că Oceanul Pacific acoperă aproximativ 30% din suprafața Pământului și are o apă mult mai caldă decât Oceanul Atlantic? Știați că există o specie de muscă, Cephenomia
al cărei zbor depășește viteza sunetului, ea se deplasează cu 1300 de km pe oră. Ei bine, Denisa, ți-am pregătit o surpriză! Știi cine vine astăzi la noi? Cine? Cum cine? Sofia Zagan! Pe bune! Pe bune! Haideți să invităm! Ei bine, să intre în scenă Sofia Zagan, care ne-a pregătit un moment de teatru, ca de obicei. Aplauze pentru Sofia Zagan! Haide, Sofie! O, dar nici nu vă mai recunosc, doamne! A dracului rumășul jupânul nostru. Vine la botezat, cine l-a botezat? E tircă inimă rea și are el cu mine, zău. Viața cu coana și neacheriac. Cu ei mai am noroc. Ei mă mai scapă de-a furisitul. Ei, că despre partea lui jupân, tircă inimă rea. Ala să fie de oasele mele, Marcotonogi! Ieri săptămână, când s-a întors de la grădină cu cocoanele, m-a găsit deștept. Răvăzbăsus, Spiridoane! Zice, n-a te-ai colgat până acum, ai? Mâine dimineață jupânul săracul să deschiză prăvălia. Hai, sta până acum, ha? Nu, jupâne, zic. Dar dacă nu-mi e somn, nu ți-e somn, las că-ți fac eu ție poftă de culcat. Și dă-i, și dă-i, și dă-i. Bietul neachiriac m-a scăpat. Că jupânul luase pe Sfântul Nicolae din cui. Ieri seară m-a găsit dormind. Răi, bravo, zbosiu, Spiridoane! Zice, dorm, ce-ți pasă? Ehe, cum te poți să tragi la gheasă? Trai neneacu cu banii băbochii? Nu jupâne, zic. Dar dacă mi-e somn, ce somn? Te trage traiul bula, somn! Auzi, cu Sfântul Nicolae, trai bun! Cu ghiuior bună pe inimă lui jupânul! Ce somn? Las cam meu lac să stai de piroteală! Aha, și mi-a și pus mâna-n păr! Dacă nu era cocoana să sară pentru mine, e, tocmai la propat mă rupea! Că nu știu ce avea! Era turbat, rău de tot! Auleu! Auleu, auleu, vine! Aplauze pentru Sofia! Minunat moment! Un adevărat talent! Viitor talent de teatru! Ce viitor, că e prezent. Acum nu vezi și talentat. Uite, servește-și copiii. Ce drăguț din partea ei. Mulțumim, Sofia, pentru frumosul moment. Mulțumesc frumos. Aha, îți mulțumesc. Aha. Proaspeț scoși din cuptor. Nici nu știți ce bun sunt. Doamnelor și domnilor, acum e timpul pentru proba preferată de toți. Ghicește personajul surpriză! Veți vedea că avem o gară inedită.
vor veni personaje celebre din povești și romane superbe. Ce este interesant la această ediție este faptul că avem două cupluri speciale. Și fiecare dintre cupluri este însoțit de reporterul său. Doamnelor și domnilor, Andreea Radu ne va introduce primul cuplu surpriză. Aplauze! Să vedem cu ce cuplu deschidem această probă. Bună ziua! Ce ne-ai pregătit? Ia să vedem. Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Am mare plăcere să deschid această probă. Emisiunea aceasta va avea parte de o gală senzațională, deoarece în loc de 4 personaje individuale vom avea 2 cupluri. Așadar, nu vă țin mult pe jar, să vedem despre cine este vorba. Aplauze pentru primul nostru cuplu! Aplauze! Wow, ce frumos sunt! Doamne, dar mi-e frică, de el nu devine că plic. Ia uitați ce frumos sunt. Mă rog, ea este mai frumoasă. Mulțumesc mult. Chiar așa mi se și zice în lumea poveștilor. Și cine este prietenul tău? Eu sunt un prinț, ce, nu se vede? Îmi cer scuze, dar credeam că prinții sunt mai frumoși. Eu de fapt sunt foarte frumos, doar că acum trec prin niște schimbări. Păi, eu pot vedea frumusețea din interiorul lui. Serios? Cum așa? Păi, nu știu dacă știați, dar el m-a salvat de lupi, m-a salvat din mâinile lui Gaston și în primul rând l-a salvat pe tatăl meu. Dar cine este Gaston? Este un arogant care a încercat să-i ceară mâna în repetate rânduri. Și tu ce i-ai zis? Păi, l-am refuzat, ca de fiecare dată. Dar cum așa? Păi, în primul rând, eu voiam altă viață, o viață plină de aventură și m-am gândit că să fac ceva mai wow decât restul prințeselor de la Walt Disney. Și ai parte de viața aceasta? Păi, nu se vede. Și tu cum ai ajuns așa? Sunt puțin obosit. De ce? Se vede? Am cearcăne. Nu, dragă, se referea la întregul aspect. Scuze, da, eu am fost vrăjit pentru că nu puteam să iubesc. Păi, o să-ți mai revii? Așa mi s-a promis, ci că dacă voi iubi și voi fi iubit, până va cădea ultima petală din trandafir, voi reveni la forma inițială, cea de prinț. Păi, da, dar știi, între timp trebuie să lupți și să-l înfrângi pe Gaston, știi? Păi, tu de unde știi? Păi, noi avem o oglindă magică în care putem vedea ce se va întâmpla între timp. Auleu, valeu! Vai de mine, ce a fost asta? Sper că nu s-a spart Chip și doamna ceainic. Cine sunt Chip și doamna ceainic? Sunt o parte din servitorii mei, au fost și ei vrăjiți odată cu mine. Și am lăsat în culise, sper că sunt bine, Andrei Naser. Auleu, lasă-mă, Andrei Naser, lasă-mă, auleu! Ei bine, eu nu mai am răbdare, așa că vă invit echipa galbenă să ghiciți despre cine este vorba. Și dacă veți ghici despre cine este, veți primi 2 puncte în plus pentru fiecare personaj. Așadar, ghicește cine este cuplul! Răspunsul corect este Frumoasa și Bestia. Felicitări! Răspunsul corect! Ia uitați, echipa mea a câștigat! Adică nu a câștigat, aș vrea să câștige. Da, o să câștige, vă asigur. Bravo, bravo, haideți, bați palmul tău. Hai, fai. Felicitări, așa este, sunt Frumoasa și Bestia. Așa că, acum vă invit să cântați celebra voastră piesă. Dar înainte de asta, mă duc să verific în spate. Dar ce-s verifici, măi? Cred că farfurioarele. Da, am și uitat. Na. La revedere! Barely
Just a little change, small to say the least, but a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same. Mulțumim, acum, David. Vă invităm să... Oh, știi și numele. Știi și numele. Îi invităm să ia loc pe scaun de jurat. Așa, mulțumim, aplauze pentru frumoasa și bestia. Minunat. Aplauze, ați fost incredibil. Mulțumim, Andreea. Noi continuăm cu al doilea cuplu surpriză, dar mai întâi să vedem cine este reporterul lor. Dragoș Dorobanțu! Aplauze! Dragoș. Bună, Dragoș! Bună! Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Ce poate să combată un asemenea de frumos cuplu? Ei bine, poate un alt cuplu de poveste! Aplauze pentru al doilea cuplu celebru! Aplauze! Aplauze! Dar nu, domnule! Aplauze pentru domnul... Luna! O, draga mea, Luna și soarele meu, unde ești? Salutare și bine v-am găsit și pe la noi. Mă înclin în fața domniei voastre, mult stimate domn. Dar ce cauți? O caut pe prea frumoasa mea iubită. Cum arată? Poate o găsim. Dragoș, frumusețea ei nu se compară. Luna cu frumusețea ei se sfiește atunci când o vede. Iar soarele, cu strălucirea lui, pălește atunci când o vede.
Aici sunt, dragă. Doica nu m-a lăsat să ies mai devreme din casă. Sper că nu te-a văzut nimeni când ai ieșit. Nu, am fost cu mare băgare de seamă. Dar de cine vă feriți? Noi ne ferim de familiile noastre. De ce? Deoarece familiile noastre nu sunt de acord cu dragostea noastră. Așa este. Familiile noastre sunt rivale. Dar de unde sunteți? Aveți un accent destul de ciudat. Suntem din Italia, Verona. Eu provin din familia Capulet. Iar eu din familia Montagu. Cu toate astea, voi ați trecut peste cuvântul părinților? Da, Dragoș, pentru că dragostea învinge orice! Și dragostea voastră v-a făcut să fiți atât de recunoscuți? Da, Dragoș, dar a mai fost și un domn foarte drăguț, William Shakespeare, care a imortalizat în paginile cărții sale povestea noastră. Cred că știu cartea. Da, Dragoș, cred că oricine știe cartea. Da, dar... Suntem cea mai cunoscută poveste de dragoste, Dragoș. Da, dar finalul este cam trist. Da, Dragoș, este trist, dar moralizator. Cu toate astea, noi am rămas nemuritori, așa că iată-ne astăzi aici. Vă văd foarte tiner, dar ce vârstă aveți? Unii cred că suntem mai mari, dar eu am 15 ani, iar frumoasa mea are 14 ani. Și mereu vă căutați așa unul pe altul? Da, Dragoș, vrei să facem și o demonstrație? Abia aștept, dar după ce îi dăm șansa echipei verzi să ghicească cu cine am stat de vorbă. Așa că sfătuiți-vă și ghicește cine e! Răspunsul corect este Romeo și Julieta. Felicitări, așa este! Nu sunt nimeni alții decât Romeo și Julieta. Și să înțeleg că ne-ați pregătit și o surpriză, nu-i asta, așa? Da, așa este. Să vă vedem! Oh, Romeo, Romeo, wherever are the Romeo? Deny the father and refuse thy name, or if thou will not be but swore my love, and I'll no longer be a Capulet. Ce om ești tu, ce ascuns în manta nopții, de buzna în taina mea astfel? Oh, cuvânt! Oh, mai cuvântă, îngere, căci tu ești slava astei nopți, plutind deasupra, precum un hrainic aripat din cer, spre care lumea ochi mari deschide, cu capul dat pe spate, ațintindu-l, cum trece călărind trândavii nori și până în miezul bolții lopătează. Ah, Romeo, de ce ești tu, Romeo? Te leapă de nume și de tată. Iubire jurăm doar și am să vă rup de-ai mei, de capuleți. Să mai ascult sau să-i răspund acum? Doar numele cel porți mie dușman. Și chiar de n-ai fi Montagu, tu ești tot tu. Ce înseamnă Montagu? Nici braț, nici mână, nici picior, nici altă parte dintr-un om. Alt nume ia-ți. Ce-i numele? Ce noi numim răsuri? Tot dulce ar mirezma oricum le-am zice. La fel și el, de nu-l mai chem Romeo, tot fără de cusuri și drag rămâne. Așa, Romeo, leapă de-al tău nume, căci nu-i crâmpei din tine. În schimb, pe mine ia-mă toată. Fac cum spui, iubite zimi, și mă botez din nou. Și-n veci nu mai vreau să fiu Romeo! Ah, Romeo, de ce ești tu, Romeo?
Aplauze! Ce moment emoționant! Chiar mi-au dat lacrimile. Și mie la fel. Mie mi s-a făcut pielea de găină. Ei, sper că v-a plăcut surpriza. Eu sunt Dragoș Dorobanțu, iar ei sunt Romeo și Julieta. Până data viitoare, eu vă spun la revedere! Mulțumim, Dragoș! Oh, David, unde ești tu, David? Aici, dar ce tu apucat? Ce te-ai suit acolo, măi? Ce vrei? Păi vrem și eu să fac o scenă din acest... Ce scenă? Că nu-ți trebuie... Doamne! Mai bine faci o scenă din Chirița, că stă mai bine. Ci Romeo, și Romeo, hai! Nu-ți Romi, că m-ai confundat, cine știu, Doamne! Le mulțumim vedetelor, le mulțumim celor doi reporteri. Din acest moment, vedetele au devenit membri a jurului. Drept urmare, vor juja proba a treia. Dar pentru că tot aminteam de proba a treia, haideți să invităm concurenții în culise ca să se pregătească pentru proba talentelor. Haideți, dragilor! Hai, repede, în culise! Repede! Iar noi, pentru că ne-au dat mari emoții concurenții și personajele, zic să ne ia cineva pulsul, că cine știe să mai întâmplă aici o nenorocire. Micul doctor, se intre în scenă Micul doctor. Și cu ocazia asta poate ne învață și pe noi ceva despre sănătate, să nu fim așa. Aplauze pentru Carina! Bun găsit, dragi prieteni, la rubrica Micul doctor învățăm cum să creștem armonios și sănătos. Astăzi vom vorbi despre beneficiile somnului. Când dormim bine ziua, avem șanse mari să dormim bine și noaptea. Dacă însă somnul de zi este unul slab sau lipsește cu totul, seara ne vom culca foarte obosiți din cauza producției de adrenalină. Corpul nu are parte de relaxare necesară și riscăm să avem treziri nocturne și, în genere, somn agitat. Când suntem mici, noi copiii avem de obicei două episoade de somn. Unul pentru odihna creierului și unul pentru odihna corpului. Acesta ne ajută să rezistăm fizic și mental pentru mult timp. Fără somnul necesar, nu avem autocontrol, ne enervăm ușor și iar concentrarea de capacitate de învățare au de suferit. În timpul somnului noi creștem, în perioadele de maximă creștere dormim să mâncăm mai mult. De aceea este important să fiți atenți la nevoile noastre. Câte episoade de somn avem noi copiii? Până la vârsta de 4 luni avem între 3 și 6 somnuri pe zi. Între 4 și 6 luni avem 3 reprize de somn. Între 6 și 9 luni avem 2-3 reprize de somn. Între 12 și 18 luni avem 1-2 reprize de somn. Între 18 și 3 ani avem o repriză de somn. Între 3 și 6 ani avem o repriză de somn sau niciuna. Dar chiar și dacă renunțăm la somnul de prânz, ar trebui să avem o oră de odihnă, timpul care stăm în camera noastră, ne jucăm liniștiți, simt că sunt mai reduși și mai aveți ceva timp pentru voi. Aceasta a fost pasirea noastră de sănătate pentru astăzi. Numele meu este Carina Stoian și până pe data viitoare, vă rog frumos, creșteți sănătos! Aplauze pentru Carina! David deja a intrat în hibernare, alo, David? Ce, da, s-a terminat emisiunea, ce s-a întâmplat? Nu, s-a terminat micul doctor. Păi da, ți-am zis că o să leșină aici dacă nu... E mulțumim micului nostru doctor pentru această pastilă extrem de folositoare. Da, ai dreptate. Și acum urmează publicitate! Fiecare om e diferit. Fiecare își dorește altceva. Unii au nevoie de liniște. Alții vor doar să se distreze. Sunt oameni care vor să se simtă în siguranță sau copii care nu vor decât să se joace. Noi ne-am gândit să îți oferim tot. Cele peste 400 de familii vor beneficia de locuințe luminoase, locuri de joacă pentru copii, grădinițe, supermarket, farmacie, salon de înfrumusețare, supraveghere video 24 din 24 și tot confortul unui trai civilizat. Cartierul Vișoianu, un ansamblu rezidențial de peste 42.000 de metri pătrați în plină dezvoltare. Ne găsești pe cartierulvisoianu.ro sau la numărul de telefon 0743 700 400. Tu știi ce-ți dorești? Doamnelor și domnilor, vă prezentăm
știrile școlii de televiziune. Dragii mei, în forță cu ultima probă, proba talentelor. Invităm în scenă echipa verde sau reprezentanții echipei verzi. Da, aplauze! Da, să știi că eu pun pariu de pe acum că echipa mea câștigă, pentru că sunt... Bună ziua! Bună ziua! Wow, ce frumoși sunteți! Bună ziua și bine v-am găsit! Numele meu este Sara Dolniceanu, iar pe partenerul meu îl cheamă... Bogdan Duminică. Și astăzi vom pregăti un moment de dans. Foarte interesant! Să-i urmărim! Ia să vedem, abia aștept. Poate învăț și eu ceva astăzi. Mr. 305 checking in for the remix. Que hola, cata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. Da, nu e de ajuns, știi că... Dar mai au un moment, să-i urmărim în continuare. Ia să vedem, ia. Toată lumea aplaude pentru ei! Da, dar se asuce de cât. Așa, frumos, dar nu trebuie să ne convingeți până, că noi așa am dat nota maximă la toată lumea. Să vedem părerile jurului, dar nu înainte să schimbăm toți concurenții scenă ca să-i susțină. Echipa verde, haideți toată repede. Haideți cu toate pe jur! Așa. Să ascultăm cel mai rău membru al jurului de însă, da? Mi-a plăcut foarte mult momentul vostru și poate învățăm și noi să dansăm așa. Ce zici, Bel? Mai? Da? Ce părere ai?
Păi a fost foarte frumos, mie mi-a plăcut foarte mult și aș vrea chiar foarte mult să învățăm și noi să dansăm. Să-l vedem noi pe bestia acolo, tăcătăc. Continuați. Da. Din partea noastră, cred că nu meritați altă notă decât nota maximă, adică nota 5. Doamna Ada, vă că un pic nota 5, eu nu văd nota, dar eu nu văd. Ne vedem nota, ghicește cine e. Da, ia să vedem. Ghicește nota. Ia voi ce, cred ce că m-am răzgândit, da? Primiți nota 5 și plus? 5 plus, felicitări! Această notă nu există, dar din partea ei, sigur o primiți. Că de-aia că inventă din basme, acolo se inventează orice. Să continuăm cu doamna Julieta. Domnișoara, încă. Mă scuzați, îmi cer mii de scuze. Dragii mei, drăguții mei, pentru că noi doi ne iubim foarte mult, am hotărât să vă dăm nota împreună și ne-am gândit că ați fost minunați. Tu ce spui? Da, așa este, dragă. Vreau să vă zic că ați dansat excelent. Mie mi-a plăcut foarte mult. La noi în Italia nu prea se practică aceste dansuri. Așa este. Numai valsul pe care îl dansați și voi. Aveți standardul și latino. Da, în fine, mi-a plăcut așa de mult încât vă vom da nota 5, adică wow! Într-un fel 10, nu-i așa? Wow, ați primit două note maxime de la Romeo și Julieta. Aplauze! Dar să vezi că echipa mea tot o să câștigeți, garantez, o să spargă scena. Nu fi prea sigur, David. Da, sunt foarte sigur. Mulțumim frumos echipei verzi și aplauze pentru ei. Îi invităm acum în culise. Să facă loc echipei galbene! Echipa galbenă! Doamnelor și domnilor, suntem aici alături de echipa câștigătoare! Să vedem cine a pregătit, ia să vedem! X. X. 0. X. 0. X. 0. Dragilor, știu că astăzi este ziua voastră, dar trebuie să mă duc să-l aduc pe prietenul vostru, Costel. Iar mama trebuie să mai facă niște cumpărături. Uitați cum facem. Vă dictez rețeta unei prăjituri ușor de făcut. Și vă descurcați voi. Scriu eu că scriu mai frumos. Ba scriu eu că scriu mai repede. Ba scriu eu că zic cu 2 minute mai mari decât tine. Se curăță cartofii fierți și se pisează. Se pune un ou, un vârf de cuțit de sare, făină cât cuprinde și se frământă bine. Se prăjește la foc încins și se pudrează cu zahăr. Poftă bună! Pa, copii! Vă pupă, tata! Bun! Se curăță pantofii. Dar noi am curățat ieri? E, nu-i tot, dacă îi curăși acum. Așa, mai departe. Și se pisează. Ei, dacă așa e rețeta. Se pune un nou și un vârf de cuțit mare. E, lasă. Acum punem găină cât cuprinde și se frământă bine. Și se pășește la loc întins. Una, două, trei. Și se pudrează cu zahăr. Gata! Ding dong! A sosit musafirii! Poftiți, poftiți! De-abia am terminat de făcut rețeta.
ani. Mi-a zis mama voastră că ați pregătit masa. Mor de nerăbdare să văd ce ați pregătit. Am scris atât de multe dictări încât am uitat și să mănânc. Și pe mine de ziua mea m-a lăsat mama să-mi pregătesc tortul. O minunăție! Să te linși pe degete, nu alta. V-aș fi invitat și pe voi, dar erați pedepsiți, ca de obicei. Hai că mor de nerăbdare să văd ce ați pregătit. Dumnezeule mare, ce-i asta? Prăjitura noastră! Vedeți ce pățiți dacă nu sunteți atenți la dictare? Sper să vă fie învățătură de minte! Mulțumim! Aplauze! Să vă fie învățătură de minte, să nu cumva să faceți așa, pentru că ori o să ardeți casa, ori o să intre într-o indigestie gravă musafirii, deci da... Să vedem ce are de spus jurul. Începem cu bestia, ca de obicei, că ea e așa mare și... E cel mai... mai drăguț! Da. Să-l pupi, mama! Uite. Uite cum zâmbește! Da. Și doamna ceainică a încurcat odată rețeta și m-a supărat foarte tare, dar nu se va mai întâmpla. Nu-i așa, Bel? Da, așa este. Am mâncat pene. Și a fost chiar foarte groaznic, dar până la urmă a preparat o altă rețetă mult mai gustoasă și mai frumoasă și sper să vă reparați și voi rețeta. Așa că din partea noastră veți primi notele de 5 și 5, 10. 5, adică note maxime, haideți, aplauze pentru echipa galbenă, aplauze, super! Ia, haideți să venim aici într-o linie ca să fie mai frumos, ia, haideți aici. Așa, și acum să vedem ce ne spun cuplul nostru veșnic îndrăgostit. Ia să vedem. Dragă, să știi că mie mi-a plăcut foarte mult. Eu îi ador. Da, sunt foarte drăguți cei doi frățiori. Să ne dați și nouă rețeta, poate da. E ceva nou. Un papuc, am balenin, dar nu contează. Papuc, găină, era cu găină? Da, trebuia cu găină, ok. Wow, interesant, nu? Facem și ce fel de zahăr? Zahăr, pudră? Pudră, nu? Pudră, wow! E o chestie nouă apărută, da, că noi da, nu avem așa ceva, dar... Doamnelor și domnilor, pentru voi avem o notă... Două. Destul, din povești. Două note destul de... Mari. Urâte. Doamnelor și domnilor, aveți nota... 5! Hai încă o dată! Hai! Știam eu că echipa noastră câștige. Veți vedea, deci sunt sigur. Nu fi așa de sigur, David, pentru că încă nu s-a aflat rezultatul. Da, dar se va afla și va fi în favoarea echipei mele. Garantez. Da, dar nu înainte de știrea drăzită a săptămânii. Bună ziua, stimați telespectatori. Și bine v-am găsit la știrile emisiunii Ghicește cine e. Numele meu este David Maftei și iată știrea zilei. Visul oricărui copil a devenit realitate. Data de 29 februarie a fiecărui an bisect a fost declarată Ziua Internațională a Dulciurilor Gratuite. Orice copil până la vârsta de 18 ani poate în această zi să meargă la orice magazin și să își ia câte dulciuri dorește fără să plătească. Singura condiție este să prezinte carnetul de note. Dacă are numai note bune, vânzătorii sunt obligați să le ofere copiilor câte dulciuri își doresc. Din fericire pentru vânzători, această zi este doar o dată la 4 ani, astfel că nu vor da faliment. Aceasta a fost și a trăznită a săptămânii. Pentru dumneavoastră, din studioul școlii de televiziune, David Maftei. Dragi colegi, aveți legătura! Dragilor, înainte de a afla rezultatul final, avem aici în scenă trupa Dimineața Târziu, care ne transmite un mesaj muzical. Și abia aștept să-i văd, chiar mă încântă de fiecare dată. David, este un mesaj pentru toți oamenii care ajung în spitale. Este un mesaj foarte profund. Păi, Denisa, eu chiar abia aștept să văd. Așa că mai bine fiți sănătoși! Muzica! Muzica! Sunt bolnav, dar fai!
fost un doctor care tacticos trecea, însă doar trecea. Domnule doctor, îmi este rău, nu am timp, hey! Nu am timp să... hey! Domnule doctor, dar sunt bolnav, nu am timp, hey! Dacă nu-i grav, hey! Mai așteaptă aici o oră, două, șapte, nouă, nouă, nouă. Sunt bolnav, dar vai! Aplauze pentru dimineața târziu. Minunat, uite, Denisa, îți mulțumesc. Mulțumesc, David. Mulțumim pentru această surpriză, chiar a fost la suflet. Și acum este momentul să aflăm rezultatul, nu-i așa? Așa este, Denisa. Îi invităm pe Romeo și Julieta să ne prezinte scorul final. Să vedem cine câștigă, pariu, eu sau Denisa. Veniți dar... alături de concurență, le fiți alături, deoarece sunt foarte emoționați, așadar tensiune. Tensiune! Ia să vedem! Echipa verde! Echipa verde are 24 de puncte! Și echipa galbenă! Echipa galbenă are 26 de puncte! Câștigat! Super, bravo! Știam! Cum vă... Felicitări! Felicitări, David! Îmi dai bani în spate, da? Așa. Parcă am spus că nu o să vorbim despre asta. Ba da, eu am câștigat. Dar la ghicește cine e, venim ca să învățăm, dar mai ales ca să ne distrăm. Da, și asta e drept. Așa că amândouă echipele sunt câștigătoare, deși echipa galbenă... Merită să-i aplaudăm! Haideți cu toții! Echipa verde, felicitări! Și echipa galbenă! Deci am câștigat. Dragilor, iată, ne ajungi la finalul show-ului nostru. Ghicește cine e? Pentru asta mulțumim sponsorilor. Balas Mall, Cartierul Vișoianu, Charlotte, Bizantic, The Rock Sprot, Cepele Iași, Pinky Ponky, Melania, Mado, Royal Print, Sialco Trading, Graffiti Gelato, Veneto, Autospa, Starnet, Chinese Restaurant, Bailey, Dea Dura. Noi ne vedem în fiecare sâmbătă de la ora 11.40 pe Antena 1 Moldova. Aceasta este o producție a Școlii de Televiziune și Film Just Smile. Noi vă spunem la revedere și vă lăsăm în compania celor de la dimineața târziu. La revedere! La revedere! Hai să vedem cine ghicește o întrebare. Cine face puncte ajutătoare?
știe ce are de câștigat. Pe mine mare mult visat. Mici vedete sunt pe fază, se transformă în ce visează. Iar noi la Palace facem super show. Te așteptăm să vii din nou, să vii din nou. Ghicești cine e? Hei tu, norocosule, ghicește acum. Oare cine e? Și așteaptă-te să ghicești cine e.